Ștefan crezuse că frontul e un necontenit iureș și că de la tren va nimeri direct în linia de luptă a diviziei A. Îi trebuiră câteva zile, după ce rătăci printre unității din spatele frontului, care staționau îndelung înainte de a fi pe deplin pregătite să intre în foc, trecând de la un punct de comandă la altul, legitimându-se mereu, dormind împreună cu soldații din serviciile auxiliare, bucătari, transporturi, abia a treia zi noaptea auzi nu atât de departe ca până atunci bubuii de tunuri. De asta dată se cutremura pământul ieși dintr-un tren sanitar unde făcuse cunoștință cu medicul șef și se culcase într-o cușetă și începu să se uite. Undeva în stânga, cerul se aprindea incendiat la buza orizontului întunecat de explozii care neau parcă din pământ ca niște limbi uriașe de foc. În direcția aceea e nistru, zise medicul șef, care se uita și el formidabil cum trag nemții ăștia i-am văzut chiar de la începutul ostilităților chiar din prima zi când am cules primii răniți stăteau călare pe tunuri închiloți și trăgeau de simței că o să fi smuls de la pământ și aruncat în aer ei râdeau pentru ei războiul parcă era o mare distracție să vedem mai spuse medicul curios de de, de curios de deznodământ, nici sceptic, nici entuziast. În viteza cu care înaintăm, s-ar zice că nu o să țină mult. Fapt e că, în beția asta războinică, oamenii mor. Rușii se retrag, să vedem cât. Nu duc lipsă de spațiu. Generalul, comandantul diviziei A de infanterie, care îl primi într-o dimineață la postul său de comandă, pe Ștefan, era un om încă tânăr, promovat în ianuarie de către Antonescu. Fost colonel chiar în divizia pe care o comandase acesta înainte de a deveni conducător al statului, acea divizie din Pitești, cu care îi reprimase pe legionari, un ofițer capabil. Era un om tăcut, cu un aer îngândurat și cu mișcări puține. Domnule general, zise Ștefan, în timp ce acesta îi înapoia actele, cunosc obiectivul diviziei pe care o comandați și misiunea mea e să povestesc opiniei publice prin ziarul care m-a trimis victoria pe care o veți obține cucerind orașul Odessa. Bineînțeles că îmi dau seama. Că în corespondențele mele, nu trebuie să trădez mișcările unității, dar trebuie să descriu totuși luptele și viața ofițerilor și soldaților în încleștarea în care au intrat. Nu o să-ți fie ușor, zise generalul, și nu mai adaugă nimic, cu gândurile parcă prizoniere. Ștefan zise: Domnule general, vă rog să mă ajutați! Comandantul se uită, țintă la el câteva clipe. Apoi privirea îi se deturnă. Da, îi spuse, desigur că o să-l ajute. Să treacă pe la el ori de câte ori o să aibă nevoie. O lumină de simpatie licări în privirea lui pentru acest băiat asupra căruia căzuse o astfel de sarcină deloc obișnuită sau ușoară. Cum să-l ajute? Va trebui când vom ataca să te duci să vezi, zise el. Dar cine îți garantează că nu vei muri? Nimeni, domnule general, dar mă voi duce. Generalul tăcu vreme îndelungată, apoi îi spuse că pentru început vor merge împreună. O să-l anunțe el, câteva zile să stea pe la statul major, să cunoască deocamdată spatele frontului care nu e lipsit nici el de riscuri și când va veni momentul o să-l cheme și o să ia parte la lupte. Ștefan ieși din casa țărănească unde își avea generalul punctul de comandă și se duse să-l caute pe un ofițer care îl înscrise într-un registru uriaș. Putea de aici înainte să ia masa ca orice soldat al diviziei și să doarmă unde ar fi vrut. Acolo unde te îndeamnă mesedia dumitale să te duci, cum îi spus ofițerul de la serviciul de mobilizare, care îi dădu și un ordin special de trecere. Și până atunci mâncase și dormise și colo, dar nu avusese asupra lui această hârtie. Încrezător în comandantul diviziei pe care îl chema Radu Rușețeanu, Ștefan mergea uimit în spatele frontului, străbătând sat după sat. Ai fi zis, după felul cum se purta oamenii, că ei duc războiul, deși până la ei nu ajungeau decât zgomotele lui, nu și gloanțele și obuzele. Râdeau, adesea chefuiau seara târziu, împreună cu basarabencele, niște fete care aduceau damigeana cu vin în odaia ofițerilor cu transporturile și rămâneau acolo, în timp ce părinții se retrăgeau. Ăștia de la transporturi o duceau cel mai bine. Erau atât de drăguțe basarabencele și atât de generoase. Ștefan se pomeni cu una lângă umorul lui – dar el nu avea chef de petreceri pe front. Nu-l părăsea gândul că zilele treceau și patronul aștepta de la corespondentul său un reportaj senzațional despre victoriile armatei române asupra inamicului, reportaj care nu venea. Era adevărat că despre lumea aceasta din spatele frontului se putea scrie. Dimineața sărea un sus, și fiecare alerga acolo unde avea răspunderea: la muniții, la aprovizionare cu alimente, la arhive, la trenul sanitar, camioanele începeau să ca caii să trope înhămați la căruțe, majorii să strige și să înjure: Bă, făcuvă și dreguvă, voi sunteți în război sau la mama acasă, vă împușc bolșevicilor! Dânmirea aceasta se dădea cu ușurință la cel mai neînsemnat gest de șovăială sau nesupunere, care nu avea ca mobil interior chiar șovăiala sau nesupunerea, ci dificultatea de a porni un transport de alimente din pricină că artileria pierduse caii în urma unei lupte și tunurile aveau prioritate. Trebuiau trase și luau caii de unde îi găseau. Până să se primească rapoartele necesare, mâncarea trebuia gătită și mai ales dusă acolo pe linia întâia, unde soldatul, cu frigurile în priviri flămând și însetat, o aștepta. Ștefan mergea în toate părțile, de dimineață până seara, obsedat. Unde era întâmplarea? Unde era victoria? Ce să scrie? nu stătea mult într-o tranșee, că venea un ordin de înaintare și această înaintare se făcea parcă într-un vid. Inamicul se retrăgea. Ștefan fu chemat într-o zi de un curier al generalului Rușețeanu, care îi spuse că armatele române au ajuns la Nistru și că după rapoartele primite, de astă dată, inamicul rezista. Chiar în clipele acelea aveau loc lupte. Noi ar trebui acum, după ce o să-i scoatem din Basarabia, să ne oprim la Nistru, zise generalul Rușețeanu, uitându-se la băiatul din fața lui cu o privire fumurie, plină de îngrijorări pe care niciodată un copil nu le înțelege, deși le aude. Războiul nostru s-ar termina mâine, fiindcă sunt sigur că mâine vom cuceri Nistrul și ne-am întoarce acasă. Dar carul lui Marte nu se va opri, și nici domnul general Antonescu, cu toate că marile noastre lupte din istorie, în care am ieșit învingători, au fost lupte de apărare a căminelor noastre și nu de cucerire a vetrelor altora. De aia și existăm. Contaminați! vrem să luăm parte la cuceriri, măi băiete. N-ar fi rău. Aș vrea și eu să intrăm în conștiința altor popoare ca învingători și în cărțile lor de istorie copiii să citească. Și în anul cutare, țara noastră fu invadată de cotropitorii români care o ținură sub puterea lor o mie de ani pe urmă să citească istoria eliberării lor de subjugul românesc, eliberare pe care să o sărbătorească pe urmă în fiecare an, să fie adică sărbătoarea lor națională, în care nu se lucrează și au loc manifestări populare. Da, măi Ștefane, nu asta e soarta noastră. Cu toate că Mahomed al doilea a mâncat bătaie pe pământurile Moldovei, vin de la o întâlnire cu conducătorul statului. Odessa e obiectivul nostru, dar armatele române au primit ordin să continue războiul până la victoria finală și dacă această victorie finală nu vine. E genul de întrebare pe care un popor ca al nostru e totdeauna obligat să-și opună. Până la urmă, Ștefan cel Mare s-a împăcat cu turcii, după ce i-a respins de pe pământurile Moldovei. N-am fost turciți. Iată victoria noastră. Dar nici n-am avut nesăbuința de a dori să cucerim Constantinopolul. Acum o avem. Vrem să cucerim Moscova. Generalul tăcu cu o expresie înstrăinată. Chipul lui era liniștit, dar crispat o crispare din interior care nu trecea. Hai să mâncăm ceva!" zise el și deschise ușa și chemă ordonanța. Spune-i domnului colonel Pandele că îl aștept la masă și adu și pentru domnul corespondent o porție!" zise el. Intră în încăpere șeful de stat major al diviziei, colonelul Pandele, cu o hartă în mână domnule general, zise el, fără să-i acorde lui Ștefan cea mai mică atenție, ca și când acesta n-ar fi existat. Nemții ne comunică o schimbare a orei atacului, în loc de șase, patru dimineața. Transmite ordinul comandanților de regimente, zise generalul. Ne-a sosit din urmă regimentul de artilerie? Încă nu. Păi ce facem? Dacă nu sosește până la ora atacului, cu ce cucerim malurile Nistrului? Ni s-a raportat că au fost loviți de artilerie inamică și că se așteaptă noi întăriri. De aici întârzierea. Nu pot ataca fără pregătire de artilerie, zise generalul Posomorât. Ce știu eu ce am în fața mea? Fiți fără grijă, domnule general zise șeful de stat major cu dispreț pentru cineva pe care nu-l numea. În centrul corpului nostru de armată atacă divizia a doua. Noi suntem în flancul drept. Ei au artilerie și, dacă forțează malurile Nistrului, inamicul din fața noastră nu o să riște să rămână izolat și încercuit. Se vor retrage la primul nostru atac, chiar fără pregătire de artilerie. Generalul tăcea, doar pe jumătate convins, dar, cum navea încotro, își prelungi tăcerea. Se uitară pe hartă și studiară pozițiile. Într-un târziu își ridicară capetele, li se adusese mâncarea, ciorbă de carne de vită în gamele și arpacaș cu prune și carne. Ștefane, zise generalul. A sosit momentul să vezi ceva. Ai auzit? Da, domnule general, am înțeles. Mâine dimineață la patru. Unde să-l trimitem noi pe băiatul ăsta? Zise generalul. El nici măcar nu e instruit. Atenție, Ștefane! Culcat! Ștefan nedumerit rămase în picioare. Îl vezi? Reluă generalul. N-ai făcut premilitara? Nu! Trebuie să te culci fulgerător când auzi în aer șuieratul unei bombe sau țăcănitul unei mitraliere. Glonțul nu-l auzi decât ca să-ți dai seama că nu te-a lovit. Nu-i nimic. O să vâri singur capul în pământ când o să-ți dai seama că moartea zboară prin aer. Sper să scapi din focul unde o să te bag. Mai zise generalul și începu să mănânce îl lua apoi cu el în mașină și îl lăsă într-o tranșee la postul de comandă al unei companii, fără să-i mai spună nimic. Îi spuse însă ceva capitanului acelei companii, îi dădu un ordin scurt, apoi se îndepărtă. Această companie nu mai avea vecini în dreapta pe nimeni. Aici era flancul drept al diviziei, după care urma câmpie întinsă. Comandantul, Capitanul Băcăoanu era ofițer de rezervă, profesor de meserie. Era un ins care îi se pără lui Ștefan în vârstă, așa cum îi se pare totdeauna al tinerilor, că un om de 35 de ani arată deja ca un bătrân, foarte neprietenos, important, distant, rece, că, zise el, adresându-i-se lui Ștefan, unde era arma și ce uniformă era asta, nici elev, nici soldat. Dezagreabil! Văzuse doar că băiatul venise cu generalul comandant al diviziei, care îi dăduse ordin să aibă grijă de el în timpul atacului, să nu le expună, să-l lase să vadă, dar să-l țină la postul său de comandă. Era corespondent de război. Da, părea să-i spună acest ofițer lui Ștefan, uitându-se la el cu privirea micșorată corespondent de război. Atunci, în tranșee, domnule corespondent de război, și îi dădu lui Ștefan acest ordin. Ștefanul o luă înainte și după câteva sute de metri dădu de o tranșee, sări în ea. Un tânăr ofițer frumos ca o domnișoară se uită la el mut, neînțelegând și îl legitimă. A, înțelese el în cele din urmă și adăugă că are și el un prieten ziarist de la Universul Cutare, dacă Ștefan îl cunoștea. Nu, zise Ștefan. Acest sublocotenent era ofițer activ, mai simpatic decât rezervistul comandant de companie. Îl chema Rotărescu. Petrecură toată după amiaza împreună și se împrieteniră. Erau de vârste apropiate. Sub locotenentul îl duse pe Ștefan de-a lungul tranșei plutonului său și stătura de vorbă cu soldații și sergenții comandanții de grupe. Acești sergenți îi cereau lui Ștefan știri din țară. Ei, cum era? Ce se întâmpla acolo în spate? Știe lumea ce repede înaintau ei? Știe, răspunse Ștefan. Dar de răniți are cineva grijă? Are, Seara după ce li s-a aduse masa, Ștefan a dormit buștean alături de tânărul ofițer și nu se trezi decât sub un răpăi năprasnic de mitraliere care trăgeau și din depărtare și de aproape. Gloanțele îi șuierau pe deasupra capului. Era singur în tranșea postului de comandă a plutonului. Ofițerul dispăruse, dar apăru și îi spuse lui Ștefan că sub această acoperire a plutonului de mitraliere vor porni curând la atac și adăugă Te cheamă domnul capitan la postul de comandă al companiei. Ștefan se ridică și o luă la fugă într-acolo. De asta dată, comandantul companiei, dar tot îngânfat, se arătă mai binevoitor. uite te înainte, zise el. Se vede cu ochiul liber o colină și un gorgan. Acolo e linia inamică. În spatele ei e nistrul. Atacăm. Dacă învingem, aruncăm inamicul în apă. La focul nostru ne-a răspuns prin foc slab. Îi dăm peste cap. Hai cu mine printre ostași, dacă vrei să vezi ce o să se întâmple. Nu s-ar fi putut spune că acest ofițer rezervist nu sfida gloanțele care e drept că le țiuiau deasupra capetelor, dar oricum, gândea Ștefan, unul rătăcit, tras mai razant, ar fi putut să-l curețe. La ora patru, compania țâșni la atac, însoțită de comandantul ei. Ștefan sări alături de el, gâfâia. Ah, doamne, gândi el deodată, acum s-ar putea să mor. Și gândul acesta era atât de nou și de proaspăt, încât îl ului și îl înspăimântă. Cum adică? Să moară? Să nu mai fie? Și deodată văzu, fără să înțeleagă, cum înaintea lui, aici, colo, soldații cădeau. Unii secerați și alții, aruncându-se și căutând zadarnic, adăpost pe întinderea plata a câmpiei. Instinctiv se aruncă și el la pământ. Și abia atunci își dădu seama că din față Venea un foc nimicitor și neîntrerupt. Capitanul se culcase și el câțiva pași mai încolo. Tragerea încetă. La atac! Îl auzi Ștefan urlând. Salt înainte! Și curieri alergară spre putoane să transmită acest ordin. Compania răspândită întregători relua atacul dar deodată mitralierele inamicului începură din nou să toace năpraznic și soldații se aruncară iarăși la pământ. Salt înainte!" strigă capitanul după ce focul se opri. Dar ordinul nu mai fu executat. Spumegând de furie, capitanul început să înjure sălbatic și să amenințe. Zadarnic nu înțelegea că focul inamicului era nimicitor și că la încă unul sau două salturi compania sa și chiar el însuși aveau să fie secerați. Se trăgea din Gorgan, unde era bine ascuns un puternic cuib de mitraliere. Capitanul răcni iar, de asta dată la telefon, agitat, mânios. Companie, salt înainte! Și se ridică, și o lua el singur la fugă, pentru ca, în acest fel, soldații să-l urmeze. Îl urmară, dar fură din nou întâmpinați de mitralierele inamicului și capitanul primi un snop de gloanțe în burtă. La pământ, soldații îi auziră horcăielile murind și înjurând brancardierii care nu veneau să-l ridice. Încet, ca râmele, Luptătorii începură să se retragă, târându-se, lăsând pe câmp jumătate din ei morți sau răniți. Brancardierii erau la datorie, dar nu putură să care în spatele frontului decât răniții, atât de mulți erau. La ultimul asalt Ștefan nu mai sărise, dar furănit la întoarcere. Nu știa să se târască și un glonț îi desfăcu mușchiul omoplatului. Abia întra în tranșee inundat de sângele abundent, își dădu seama că era rănit. Nu simțise nimic și nu simțea nici acum nici cea mai mică durere. Nu e grav, spuse un sanitar. Încă puțin mai jos și atunci ar fi fost de rău. Nu vreau să plec, zise Ștefan. Pansează-mă. Mi-e bine. Vreau să văd sfârșitul luptei. Bine, zise sanitarul și îi turnării vanol pe rană și îi făcu un pansament. Dacă nu faci febră, te vindești repede. Dar dacă faci, înapoi la trenul sanitar. Nu e de glumă. Comanda companiei o luă un ofițer scund și energic, care raportă imediat regimentului că în față inamicul este puternic organizat, că avuseseră pierderi grele și că era necesară intervenția artileriei. I se răspunse că artileria încă nu e în dispozitiv, dar că ordinul de cucerire a poziției inamice se suspendă. Așteptară două zile până ce auziră în sfârșit bubuitul artileriei, care trase până la căderea nopții. Obuzele fluierau pe deasupra lor și explodau în pozițiile din față, ridicând trâmbe de pământ înalte cât sal În ziua următoare, atacul fure dar inamicul pierise peste noapte, găsiră tranșeele lui goale și uitându-se cu binoclul comandantului, Ștefan îl văzu pe acest inamic dincolo de malurile nistrului care ardeau. Erau case și pescari incendiate de tirul artileriei care își lungise tragerea. Ștefan se întoarse însuflețit la postul de comandă al diviziei. Îi și venise în minte titlul primului său reportaj flăcări pe malurile nistrului și îl și scrise, deși simțea că are febră. Îl dădu generalului Rușețeanu să-l citească. Datoria capitanului Băcăuanu nu era să moară și să-și omoare jumătate din companie, ci să raporteze după primul asalt că inamicul e superior, zise generalul nemulțumit. Dumneata faci din el un erou dar nu e. Ștefan descumpănit se uita cu o privire descoperită la general și nu mai știa ce să spună. Într-adevăr, așa era. Avusese și el sentimentul că atacul nu mai trebuia după primul asalt continuat. Cine erau atunci eroii acestei victorii? Îl întrebă pe general. Artileria, zise generalul. Și dacă inamicul nu s-ar fi retras, atunci ar fi fost și compania lui Băcăoanu, pentru că ar fi trebuit apoi să atace și să cucerească poziția inamică cu orice pierderi. N-am mai fi avut încotro, fiindcă dacă nu ataci, te atacă el și tot ești pierdut. Dar, mai spuse generalul, îmi dau seama că așa trebuie să-ți scrii reportajele, altfel n-ar apărea îmi permiteți să mă duc la artilerie?" zise Ștefan. Du-te, dar du-te mai întâi să vezi ce e cu rana ta, nu arăs prea bine." Dar Ștefan nu se duse decât după câteva zile pe care le pierdu în căutarea artileriei. Se mișca iute și îi se spunea că baie în sectorul cutare, ba cutare. Trecerea Nistrului pe pontoane se făcu destul de repede. După dueluri de artilerie și mitraliere de la un mal la altul, apoi divizia a început să înainteze în spațiul fără sfârșit care se întindea înaintea ei. Niciun obstacol. Apoi, deodată, ca și în fața Nistrului, armatele luară contact. Începu săpatul tranșeelor. Ștefan nu-și mai simțea umărul. I se părea că se vindecă dar dormea puțin și își dădea seama că febra nu numai că nu-i scade, dar parcă chiar îi dădea un fel de beție nefirească. Se duse la medicul șef pe care îl cunoștea, îi ceru să vadă ce e acolo la umărul lui, se vindecă sau ce se întâmplă. Acesta îi desfăcu pansamentul și, când văzu ce era, întoarse capul scârbit. Ce să fie? Infecție!" zise și lua rana în mână și apăsă deodată în ea. Puroiul țâșni. Umărul lui Ștefan se umplu de sânge amestecat cu coptură. De-aia nu te mai durea, zise medicul. Dar de-aia aveai și febră. Ce aștepți de nu te întorci acasă? Nu pot, zise Ștefan. Asta mi-e misiunea. Ai să iei sulfamidă. Poftim, zise doctorul dându-i o cutie din două în două ore, cu multă apă. Dacă le luai de la început, acum erai pe vindecare. Ștefan se vindecă și găsi și regimentul de artilerie pe care îl căuta, dar nu trecu mult și suferi un șoc din care, fără ca el să-și dea seama, nu mai ieși, cu toate că mânca, dormea și înainta luând parte la atacuri, ca și în ziua când compania aceea fusese înjumătățită. Îi plăceau tunurile, bubuitul lor de aproape îl fascina și nu se mai stătura să stea printre tunari și să se uite la ei cum reglează tirul, cum bagă ghiulelele în dispozitivul lor și cum apoi lovitura pornea și zgomotul te făcea să simți ca într-un leșin mațele. Îi spuseseră de la început să țină gura deschisă, să nu îi se spargă timpanele. Mânca împreună cu ei, glumeau, erau doar flăcăi de la țară pe care el îi cunoștea. Și într-o zi, inamicul reperă poziția unei baterii în mers și început să tragă în ea. Ștefan sări de pe afetul unui tun și o luă la fugă să se adăpostească, sări într-un șanț. La al doilea tir, sări în aer tunul din față ca o jucărie. La al treilea, o bombă căzut lângă un artilerist pe care îl împroșcă în aer bucățele. Ca într-o vedenie Ștefan, îi văzu capul și picioarele zburând în evantai deasupra craterului pe care îl făcuse bomba și în clipa următoare ceva îl izbi cu violență. Se uită și văzu o bucată de carne din acel artilerist încă vie, palpitând de viața pe care o mai avea încă în ea pe umărul său stâng. Scoase un strigăt și zvăcni din număr să o arunce jos, dar carnea nu căzu. Și zvăgni încă o dată și încă o dată, cuprins de oroare, că această frântură de om se lipise de cămașa lui și nu mai vroia să cadă. Zvăcni iarăși și, în sfârșit, bucata de carne se deslipi. Se ridică din șanț. Bateria era distrusă. Inamicul nu mai trăgea. Tunarii loviți în plin, jumătate din ei, fusese omorâți. Mațele erau omestecate cu țărână și metal. Sângele se înnegrea subt de pământ. Doi tunari zăceau liniștiți pe afeturi. Ai fi zis că scăpaseră, dar unul nu mai avea cap, iar celălalt avea burta spintecată. Ștefan rătăcea de colo până colo, căutând pe cei care erau vii și el nu știa că umărul lui continua aproape din secundă în secundă să zvâcnească mereu, în timp ce echipul i se strâmba în direcția umărului odată cu zvâcnitura. Ofițerul, comandantul bateriei, zăcea și el mort, fără față, nu mai avea în locul ei decât creierul despicat. Nemai știind ce face, Ștefan o luă la fugă înapoi spre satul din care abia ieșise bateria și din care altele urmau să iasă. Făcus semn proptit în drum primei pe care o întâlni. Umărul îi zvâcnea și gura lui făcea o grimasă. Povesti ofițerului ce pățise prima baterie și îi spuse să nu iasă din sat. Inamicul i-a reperat și îi așteaptă. Bine, zise ofițerul și făcu semn în urmă celorlalte tunuri să oprească. Și calm, începu să se urce într-un salcâm înalt, dar nu fără trudă și gâfâind. Ajuns spre vârf, se opri și își duse binoclul la ochi. Da, cred că i-am văzut," spuse el într-un târziu. Și se dădu jos, rupse o filă din carnet, și trimise printr-un tunar regimentului care venea în urmă un raport de cele întâmplate. Stârnind nor de praf, o mașină cu colonelul comandant își făcu apariția după vreun ceas. Se tădu jos și ceru amănunte. Și tu, zise el adresându-i să lui Ștefan, cum ai scăpat? Ce întrebare tâmpită! A scăpat pur și simplu cum putuse să scape decât din întâmplare. Am fugit într-un șanț, zise Ștefan. Și de ce zvâcnește umărul? Mai zise colonelul. Și abia atunci Ștefan își dădu și el seama că umărul său, independent de voința lui, din trei în trei secunde țâșnea în sus, ca și când ar fi urmat să arunce cu oroare ceva de pe el. În optară în acel sat, și a doua zi Ștefan luă parte la bătălia de artilerie care începu și care ținu ore în șir. Inamicul riposta, dar reperele lui nu mai erau sigure. Colonelul își ascunsese bine bateriile prin tot felul de văgăuni și funduri de grădini ale satului. Spre prânz o formație de avioane trecupe deasupra lor și pieri spre inamic se auziră bubuiturile năbușite ale bombardamentului. A doua zi, regimentul primi ordin de înaintare. Inamicul se retrăsese. În toamnă, Odessa căzu. Tancurile spărseseră apărarea, spărtură prin care divizia de infanterie a generalului Rușețeanu, împreună cu altele, intrară și cuceriră orașul. După nimicirea acelei baterii, elanul lui Ștefan și dorința lui de a lua parte la lupte slăbi. Umărul continua să-i zvâcnească, nu mai părăsi punctul de comandă al diviziei, se informa de acolo de victoriile de pe câmpul de luptă și își scria reportajele pe baza acestor relatări pe care îi le făceau diversi ofițeri și chiar generalul însuși. Ștefan se miră de înfățișarea orașului Odessa, clădit la bază din pietre uriașe. Hoinări prin el câteva săptămâni, scriindu-și liniștit serile, reportajele. Noaptea, circulația era interzisă. În acele zile, cunoscu un coleg de presă de la ziarul Tempo, un tip sarcastic, negricios, mititel, cu mers bizar, Parcă ar fi avut galoși în picioare, care îl felicită pe Ștefan, sufocându-se de râs și bătându-l pe spinare. Bravo, măi băiete!" îi spuse. Ai biruit! Iată-te și cu ceritor al Odesei! În viața ta n-ai visat să ajungi învingător pe aceste meleaguri! transmite lui Nichi salutări!" Avea în sarcasmul lui ceva frățesc și protector, ca un tată, deși nu trecuse nici el de 30 de ani. Dăm să știteți reportajele, cerui el, după ce intrară într-o cârciumă și se așezară la o masă. Dăm, dăm, insistă el, văzând că Ștefan șovăia. Mare minune! Crezându-i ofițeri, chelnerul le puse pe masă o sticlă de vin roșu, pe care cei doi o plătiră cu lei. De fapt, nu era cârciumă, ci cafenea. Și te-ai fi așteptat să fie plină de soldați români și germani, dar nu era. Se aflau împrăștiați pe la mese doar câțiva civili îndrăzneți și suspecți care beau cei. Ștefane, eu te cunosc din auzite. Știm toți istoria atacului locuinței lui Patriciu și cum l-ai salvat tu de la o moarte sigură dar habar n-aveam că știi să și scrie atât de bine, îi spuse tipul de la Tempo, uitându-se la el cu invidie sinceră. Dacă ai lucra la noi și ai venit la mine cu un reportaj ca ăsta, știi că ai păți-o. De ce? se miră Ștefan pentru că eu nu supor să scrie cineva mai bine ca mine și ți-aș lua materialul, l-aș mai schimba pe aici pe colo și l-aș scăli eu. Și negriciosul a început să râdă, rozându-și parcă zăbala de isprava pe care ar face-o și de bucuria pe care ar simți-o. Ce plăcut ar fi! Mare minune! N-ai pomenit nicăieri cuvântul bolșevic și nici războiul sfânt, ești bolșevic? Îl întreba acela deodată cu un patetism straniu. Ștefan rămase cu răsuflarea tăiată. Individul de la tempo nu mai glumea. Ce va venit? Zise Ștefan. De unde știi? Reluă celălalt. Astea sunt lucruri care ori se știu, ori printr-o mare intuiție se ghicesc. Nu o să-mi spui, mai zise celălalt total incredul, că mergi pe bășbuite. Ștefana a avut o clipă tentația de a spori misterul asupra gândirii sale, dar renunță. Nu știu nimic, zise. Îmi urmesc gândul meu și nimic mai mult. Nu i-am auzit pe soldați spunând asemenea cuvinte, și nu le-am spus nici eu. E foarte limpede pentru mine. Îi cunoști pe soldați? Cum să nu? Sunt băieți de la mine din sat. Asta ar fi o explicație majoră, conveni negriciosul. Eu nu-i cunosc. Avea regretul că acest handicap nu era ușor de învins. Îl chema Titus Diaconescu și era șeful paginei a doua intitulată Popasuri de la ziarul său pagină literară, culturală. Ce căuta el pe front? Cum să nu vă cunosc? zise Ștefan. Ați scris un articol dur contra lui Leon Dodet și a ziarului Action Francez. Patronul meu a scos răgnete de furie și numai ce n-a pus mâna pe telefon să ceară să vă aresteze. Dar n-a pus mâna. Vă înjura grosolan. Știți, el se compară cu Leon Dode. Se mira cum va da drumul cenzura. Cum va da drumul? Puțin îi pasă cenzurii de Leon Dode și acțiun francez, spuse Titus Diaconescu cu satisfacție că lucrurile stăteau astfel. Mai degrabă cred că în spatele cenzurii stă generalul. A fost atașat militar în Anglitera. Îl interesează altceva. Antibolșevismul, Pe Leon Dode îl lasă pe mâna noastră. Hehehe. Generalul nu e prea nuanțat. Trebuie să știm să profităm. Să profităm? Cum? Și contra cui? Contra generalului, firește, răspunse Titus Diaconescu când se revăzură și când Ștefan Nedumerit îi puse această întrebare. Se împrieteniră și rătăciră ceasuri întregi pe străzile orașului cucerit. Individul de la Tempo i-o declară fără ocol. Măi băiete, știu că nu o să te duci să mă spui la siguranță. Eu sunt comunist și sunt contra acestui război pe care îl vom pierde și o să o pățim ani îndelungați ca orice țară învinsă. Să nu crezi că toată lumea a capitulat în această aventură. Partidul Comunist, mic la număr, dar puternic în credința lui, a lansat un manifest către țară, către poporul român, muncitori, țărani, soldați, bărbați și femei, tineri și bătrâni, în care se spune că bandiții fasciști germani au aruncat poporul german în război contra Rusiei și au atras în acest atac mișelesc și alte popoare subjugate. În ciuda tratatului de neagresiune și amiciție încheiat între cele două țări. Manifestul recunosc e puțin abstract. El ne cheamă să luptăm, acum când neamțul e în plină glorie, pentru alungarea lui de pe pământul României. Dar asta e ideea. Aici va trebui până la urmă să ajungem, și ideea prematură e totuși dreaptă. Ei spun că suntem aliați, dar cum să fim mai băiete? Cine a uitat mărăști, mărășești și oituz? Cine a uitat suferințele noastre? Ștefan era atât de uluit că un om putea gândi astfel, tocmai în aceste ore de glorie războinică, încât nu zise nimic multe zile. Curajul acestui om era o enigmă. Dacă îl prindeau, se termina cu el. Știa acest lucru. În mod logic, chiar și numai articolul său contra lui Leon d'Ode, deosebit de virulent, era adevărat, și ar fi trebuit să-l trimită la pușcărie. Se pare, însă, că, totuși, curajul este până la o anumită limită mai eficient în timpuri grele decât frica, decât lașitatea care cedează total în fața vicisitudinilor. Ștefan regreta doar că prietenia lor în urma acestor declarații se opri locului temătoare. Poate că la București, își spuse, ea va spori. Cine era de fapt acest om? Trebuia să afle și ce gândesc alții despre el. În acele zile își termină ultimul reportaj și se duse la sediul comandamentului militar să-și ia la revedere de la generalul Rușețeanu. Misiunea sa se încheiase. Ultimele reportaje le avea în buzunar. Nu le mai expediase prin poștă. Avea să se întoarcă singur cu ele. Generalul îl primi ca de obicei binevoitor, cu o privire de simpatie protectoare, pentru acest băiat care trecuse prin foc ca să-și facă meseria și scăpase. Poți să scriu și despre dumneavoastră? zise Ștefan. Dacă ți se aprobă, scrie, dar cu o condiție, să nu faci din mine un erou. Eroi sunt numai cei care mor pe linia întâia. Noi nu avem voie să fim eroi. Noi trebuie să conducem luptele și să avem grijă ca luptătorului să-i vie mâncarea și muniția la timp. Vă opriți aici, domnule general? Da, până la noi ordine, bineînțeles. Acum trebuie să mă ocup de oraș să nu moare lumea de foame, să meargă apa, lumina, piețele. Vă urez succes, domnule general, și eu ție, Ștefane. Apoi, Ștefan se duse la gară să ia un tren spre București, dacă exista, dacă linia ferată acolo unde fusese distrusă de obuze, fusese reparată. Da, i se spuse de către un ceferist, totul fusese restabilit. Apoi Ștefan își aminti că uitase să-i ceară generalului un document militar ca să poată circula pe CFR și după câteva ore se întoarse la comandament. De departe însă văzu cordoane de jandarmi care nu-i dă dură voie să treacă. Dar ce este?" zise Ștefan. Sunt așteptat de domnul general Rușețeanu." Jandarmul îi răspunse scurt că accesul e interzis și îi ordonă să circule. Dar Ștefan nu se lăsă și căută un ofițer. Se legitimă și spuse ce vrea. Clădirea comandamentului militar cu domnul general Rușețeanu și alți ofițeri a sărit în aer acum două ore, zise ofițerul de jandarmi palid. N-a scăpat nimeni viu. Privirea lui Ștefan se mări. Doamne Dumnezeule, murmură el, cine a făcut asta? Cine putea să o facă? Civilii de aici, ciolovecii, fiindcă militar nu mai sunt. S-au retras după ce orașul a fost cucerit. Ștefan simți cum mi se pune o piatră pe inimă dintre cele care nu trec? Una grea și statornică, fiindcă vine din lipsa de înțeles și a ceea ce se întâmplă și a noastră înșine. Te lești de un om și apoi acest om moare. El e de neînlocuit, ca și clipele petrecute împreună, care nu pot fi schimbate cu altele. Da e război. Dar și simțind că sufletul îi rătăcește fără busolă, Ștefan își adus aminte de Luchi. Un gând ca o flacără salvatoare care iarse sufletul de speranță. Da, Luchi, iubita mea, Doamne Dumnezeule, cum de te-am uitat și nu ți-am trimis nicio scrisoare. Ce s-o fi întâmplat cu mine? Da, știu, m-a acaparat războiul. Am uitat totul în urma mea. Și Ștefan, fără să se mai sinchisească de faptul că n-are o foaie de drum pentru ca să poată lua trenul, se urcă în primul care trase la peron și pe vagoanele căruia scria Odessa București. Nu putu însă cu niciun chip să pătrundă înăuntru. Era înțesat de soldați care plecau în permisie. Nici măcar nu se putea deschide ușa. Ștefan se gândi să aștepte altul, dar cine îi spunea că următorul nu o să fie la fel? Rămase împreună cu doi soldați pe scări. Se așezară pe ele, ținându-se doi decât o bară și cel din mijloc, care era Ștefan, de brațele lor. Trebuiră însă să schimbe poziția, fiindcă umărul lui Ștefan, care zvâcnea, stârni nedumerirea soldatului. De ce, zice el, faci așa? Să nu mă dai jos când o-i dormi! Ștefan povesti. Schimbară locurile, în așa fel încât brațul stâng cu umărul care nu vroia să uite ceea ce se așezase la un moment dat pe el să fie încleștat de bară numai de n da o ploaie peste noi, zise soldatul din mijloc, după ce trenul ieși din gară și luă viteză. Ștefan își trase sacul soldățesc pe care îl ținea pe după mâna încleștată de bara vagonului și care însemna singurul său bagaj și scoase din el o pâine. Îi întrebă pe cei doi dacă vor și ei. Avem și noi, răspunse acela soldat din mijloc, care era mai vioi decât celălalt. Un băiat voinic cu grâtul gros, folci puternice și aproape pătrate. Și am și mâncat, mai zise el la plecare. Pe lângă pâine, Ștefan primise și o bucată de salam. Începu să mănânce flămând și nu fu atent că în depărtare linia ferată ocolea un deal. Fusese gata să fie aruncat de pe scară dacă vecinul său voinic nu l-ar fi ținut bine de braț. Ce faci, fratimiu?" îi zise bagă de seamă, scăpași de glonț ca să cazi din tren. Și începu să râdă ca și când ceva vesel ar fi urmat dacă Ștefan ar fi fost vârlit jos. Dar nu fus vârlit niciunul, fie că nicio curbă nu le mai ieși în cale, fie că în primești cum erau ființa lor găsise în ea însăși uitate, mlădierile și agilitatea de odinioară când trăiau goi prin păduri, și nu numai că se făcură una cu scara, cu mișcările trenului, dar și adormiră toți trei, când noaptea veni și păcănitul roților începu să le bată la nesfârșit în urechi. Nu exista opriri. Trenul alerga în noaptea neagră peste o câmpie mută și pustie. Și nu se treziră din somn decât spre miezul nopții, când ajunși la graniță, fură toți dați jos și schimbară trenul. Liniile nu mai erau bune, cele rusești erau mai late, roțile nu se mai potriveau. Ștefan își aminti că în armată există și ofițeri și că ar putea găsi un loc în vagonul lor, cum făcuse când plecase din București. Nu se poate să nu călătorească spre țară și ofițeri. Numai că trenul care trase curând la peron fu luat cu asalt înainte de a se opri și o unghesuială sălbatică se produse, și ofițerii nu călătoreau cu această cursă. Ștefan pierduse și acum lupta pentru pătrunderea înăuntru, rămase tot pe scară, cu avantajul că ușa vagonului fusese blocată deschisă, putea încerca să intre în ceasurile care aveau să vină, și pe măsură ce trenul pătrundea în interiorul țării, și soldații aveau să coboare pe la stațiile lor dar nu cobora nimeni. Ca și când, toți se duceau la București. Ștefan era acum singur pe scări și se zgribuli de frig. Noaptea de octombrie era răcoroasă. Se încleștă iar de bara vagonului. Își strânse centura peste veston și a dormit din nou. Trenul oprea acum des. Prin somni se părea că minutele pe care le făcea prin stații erau ore îndelungate, auzea strigăte, tropăi pe scări de bocanci care urcau și coborau. Unii îl loveau în coaste cu violență, de unde înțelese că la fiecare stație coborau unii, dar se urcau alții, cu aceeași voință nestăvilită de a pătrunde înăuntru. Gândea că, desigur, înăuntru trebuie să se fi făcut loc și că el ar fi putut cu un minut înainte de oprirea trenului să le ia înainte celor de jos, dar amorțit de o stranie voluptate de a se opune instinctelor sale de apărare, își spusese că e mai bine acolo, că stătea perfect și că era așa de bine să-ți boare vântul pe la urechi. Era bine, era foarte bine, se simțea minunat. Se trezi în gara de nord într-o hărmălaie de glasuri. Iată Bucureștiul. Sări jos, țeapă în deședere și de frig și o luă prin mulțime spre ieșire. O luă pe jos de pe griviței pe banumanta. Manta. Luchii se pomeni la ușă la acel ceas al dimineții cu un individ îmbrăcat militar și cu fața plină de funingine care o privea în tăcere și nu zicea nimic. Ștefane, strigă ea uluită, tu ești? Intră înăuntru. De ce ești de sus până jos plin de fum? De unde vii? Ștefan trecu pragul. Am mers pe scări, viu de la Odessa, zise. Îmi dai voie să stau, mai zise el, așezându-se pe patul lui. Ceva nu era însă în regulă în glasul lui. Gândea fata, uitându-se la el și ea mută acum, avea vorbind greutatea unui om care ar fi fugit, dar el nu fugise. Ce e cu tine, îi zise, liniștește-te. De ce dai din umăr? Ea era foarte liniștită și se așeză lângă el, înțelesese. Din pricina ei, glasul lui era atât de alterat. Da, era el, băiatul care o iubea. Venise din război și trăsese direct la casa ei. Bine, să așteptăm să-i treacă emoția, și să înceteze și cu zvăcnitul acela al umărului. Mai rău era că și gura lui făcea în același timp o ușoară grimasă, în acea secundă cu zvăcnitul umărului. Dar nu era mai bine, înainte de orice, să intre în baie? Ești obosit, zise ea. Te crești și eu pe scări. De ce n-ai așteptat să iei alt tren în care să poți intra înăuntru? N-am mai putut, șopti el. Și adăugă, uitându-se la ea, ca la o apariție de vis. Luchi, îi zise, tu ești. Mi s-a făcut deodată atât de dor de tine încât n-am mai putut să aștept. Lucky! Da, eu sunt, zise ea prinsă în sfârșit de aceeași emoție care îi alteră și ei glasul. Dar mai bine mi-ai fi scris și mie din când în când să știu ce e cu tine. Dacă n-ar fi fost reportajele pe care le trimiteai ziarului, aș fi crezut în cele din urmă că ai murit. În primele săptămâni nici ziarul n-a nimic de tine. Și cu Nichi am citit speriată primele liste de morți s-au dispărut care s-au publicat în presă. Ea își trase adânc răsuflarea, parcă deznădăjduită care de-a face cu un băiat care zice că o iubește și chiar se vede că o iubește și în același timp o uită cu desăvârșire timp de mai bine de patru luni. Ce să înțeleagă? Dar nu era acum momentul să deslege această enigmă. Îi pregăti baia. Îi dă pijama de a tatălui ei, care, deși largă, se potrivea la înălțime. Dar el refuză, spuse că o să se ducă acasă să se schimbe. Nu acum, acum vroia să mai stea cu ea. Dar iată vocea lui se liniștise, și totuși gestul acela cu umărul nu înceta. Da, murmură ea pe gânduri, după ce el îi povesti clipele de groază pe care le trăise când bateria aceea fusese nimicită. Ai avut un șoc din care nu ți-ai revenit. Cât e de atunci? Mai mult de o lună. Ai scăpat ieftin. Prin spitale avem șocați la care aici s-a deranjat ceva, zise fata, arătându-și capul. Muți, surzi, cu glaucomuri puternice. Asta e o boală a tensiunii ochiului, chiar cu paralizii inexplicabile, fiindcă fizic n-au nimic. Știi, suntem și noi trimiși prin spitale, studenții din toate specialitățile, să ne ocupăm de răniți. Zvăgnitura aceea trebuie tratată. Unele șocuri trec ca prin minune, însă altele sunt persistente. Tu mai simți psihic groaza din clipa aceea? Când ai văzut că bucata aceea de carne nu cade? Nu. Asta e bine. O să te duc mâine la noi la spital să te vadă profesorul. Altceva nu mai ai? El surâse. Nu, no, Luchi. Ăsta bine neras și netuns. Lasă-ți barbă. Dar ești aprins la față și văd că nu strece și fata se duse în baie și se întoarse cu un borcan de cremă. Începu să-i ungă chipul și să-l maseze ușor. Avea o expresie concentrată, parcă nu-l vedea, deși era atât de aproape de el. Mâna dibace, îi dădu și pe gură, avea buzele arse și pe urechi. Ți-am citit reportajele," zise ea. Sunt bune, dar cam convenționale pe aici pe acolo. Istoria asta cu războiul sfânt. O pomenești prea des. El îi apucă mâna care îl mângâia. Ce istorie? În niciunul din reportajele mele, în niciun loc, n-ai să găsești spunându-se ceva de războiul sfânt. Și totuși, dar mai bine să ți le dau să le citești singur, acasă. Du-te și te schimbă, și întoarce-te pe la prânz când vine și nichi, Nu mânca în oraș. Și-i dădu ziarele. Ștefan plecă, dar nu a avut răbdare să ajungă până acasă și după ce se îndepărtă de casa fetei, desfăcu ziarele și începu să le citească. Se răzimă de un stâlp și le citi pe toate într-un ceas. Aproape că nu-și mai recunoștea textul. Chestia cu războiul sfânt era o glumă față de rest. Propoziții bombastice, expresii mistice despre cruce și neam, martir și racle, mormintele strămoșilor, istorie și veșnicie. Era limbajul legionarilor, care totuși supraviețuise, deși legionarii fusese răcurățați, limbaj căruia războiul îi insuflase o puternică viață. Cine îl l-o fi strecurat în reportajele sale, sub semnătura sa, la care ținea cum ține o fată mare la fecioria ei? De altfel, articolele celorlalți ziariști care semnau pagina întâia, afară de cele ale patronului, erau scrise în același spirit. Înseamnă că nu patronul dăduse ordin ci acești colegii lui mai în vârstă, în mâna cărora ajunseseră reportajele. Dar Nichi? Cum defusese de acord cu o astfel de infamie? Ștefan răsfoi restul. Telegramele, toate, anunțau cu titluri mari pe pagina întâia și ultima dezastrul armatei bolșevice, formidabilele victorii ale armatei germane în est sute de mii de prizonieri capturați și imense cantități de material de război. Ștefan își duse brusc mâna la ochi și izbuni în hohote. Nimic nu mai era reparabil. I se întâmplase ceva în viață și credința că era o ființă umană care se putea afirma liber era zdruncinată. Îl murdăriseră. Iată, Avusese dreptate Paraschiv. Plânsul îi venea în valuri, se sufoca și își lua seama. Se uitau trecătorii la el. Se străduise să descrie războiul așa cum era el. O domnie a morții. Nu era altceva. Și în locul frazelor sale, cu care dorise să emoționeze pe cititori, așa cum făcuse cu primul său articol despre prietena lui din Alexandria, care murise de tuberculoză, articol care aprinsese în conștiința lui certitudinea vocației, fuse să răpuse alte fraze, care erau acolo departe de a fi doar convenționale pe aici, pe acolo, cum se exprimase Luchii. Ce mai era de făcut? Asta era, că nu mai era nimic de făcut. Să plece de la ziar? Unde? Celelalte nu erau la fel? Cel puțin aici exista un patron care își păstrase neatinse și stilul și gândirea liberă și singurul lui angajament pe care și-l afirma era cel de a-l susține pe general până la capăt. Asta era altceva era credința lui. Dar el, Ștefan, ce credință mai avea? Aruncă toate ziarele în primul coș de hârtii pe care îl întâlni și își continuă drumul spre casă. Ajunse în cartier, trecu pe la frizeria din colț, se tunse și se rase, uitând ceea ce îi spusese Luchi că îi sătea bine așa cum arăta. Sună, proprietărea sa, îi deschise și îi dădu cheile, spunându-i că se bucura că se întorsese sănătos. Se schimbă, își puse cu plăcere o cravată albă cu picățele, se pieptănă și ieși. În toate acestea, Luchi era singurul lucru sigur pe această lume. Ca să nu o piardă, va trebui să rămână la ziar. Unde ar putea lucra ca ea să nu-l părăsească? ea care va fi curând doctoriță. Nu putea fi el orice să ajungă, adică, din lumea presei, în atelierele unde dorea Paraschiv să laibă. O să-l întrebe pe Nichi ce s-a întâmplat. La urma urmei, ceva s-a întâmplat, asta era sigur. Nu era exclus ca reportajele sale să fi căzut pe mâna cine știe cărui cancea sau care în lipsa lui Nichi din invidie i le-a mutilat în felul acela. Nichi o fi fost și el pe front și patronul ocupat nu fi avut timp să-i citească reportajele și le-o fi trimis la tipar masacrându-le sau altul. Iată, ăsta era adevărat. Prea ușor ajunsese el cineva în lumea presei pentru ca veteranii ei să nu profite de ușoara, dar inexplicabilă disgrație în care căzuse în ochii patronului și să nu-i facă figura. Se simțea acum din nou bine, parcă plutea. Frumos era orașul scăldat în acest soare blând de octombrie și frumoase erau și femeile și fetele îmbrăcate încă în rochiile lor de vară. O lumină vie dădea un contur puternic prăvăliilor de pe grivița, iar aerul amplifica vocile și șoaptele într-o armonie de sunete și culori intense care îl făcură pe Ștefan să uite cu totul istoria sa cu reportajele. Da, îi făcuseră figura. Mai penibil era că Luchi putu să crede că astfel era scrisul lui, dar o să -i explice. O să-i dea să le citească pe ultimele. Luchi îi deschise din nou și când îl văzu cum arată, îi spuse. Te-ai tu și te-ai ras. Eram sigură. El râse și o întrebă dacă Nichi a venit. Da, te așteaptă, zise fata cu un glas semnificativ, care parcă adăuga, dacă crezi că te așteaptă ceva bun, vezi, convinge-te singur. Dar el nu înțelese. Se duse drept în biroul aceluia. Noroc, zise Nichi cu un entuziasm controlat. Bine ai venit! Cum te simți?" Bine!" zise Ștefan și se așeză în fotoliu fără să mai aștepte să fie invitat și atacă din primele clipe. Nichi!" rostie el imperativ. Cine și-a bătut joc de mine și a făcut din reportajele mele care descriau dramele războiului o gargarisală abjectă pentru care nu merita să mă duc pe linia întâi, sări să fiu omorât? Ce se puteau scrie direct din redacție?" Ai fost plecat? Nichi se uită la el, dar parcă pe deasupra capului lui Ștefan. Nu-i răspunse imediat. O lungă tăcere se așternu între ei. Luchi, curioasă, venise și ea și se așezase în celălalt fotoliu. Spune-mi, Nichi, ai fost plecat? Repetă Ștefan, neliniștit de expresia de înstrăinare care se accentua pe chipul ziaristului. N-ai fost? Spunem ce s-a întâmplat! Chiar nu știi nimic, zise Niki, deodată uimit. De unde să știu? N-ai citit pe front ziarele? Nu! Citește ziarele, zise Niki. Le-am citit și n-ai înțeles? Nu. Eu, zise Nichi hotărât. Eu ți-am rescris reportajele. Au fost toate, toate respinse de cenzură. Patronul s-a înfuriat și a fost pe punctul de a te rechema din misiune ca să te dea afară. Unde se trezește, a urlat la mine. Ia legătura cu Marele Stat Major să-l anunțe pe generalul Rușețeanu că ăsta nu mai e corespondentul nostru de război. Mi-a trebuit multă patimă să-l conving că totul se poate aranja și s-a aranjat. Ștefane, strigă-Nichi, generalul e acela care a dat ordin cum să se scrie despre război. Ne-a chemat iar pe toți și ne-a spus. N-ai citit în ce limbaj sunt scrise articolele normative. Tu ce ai crezut că poți face excepție? Crezi că e războiul tău să scrii cum vrei tu despre el? E războiul întregii țări. Generalul a mobilizat totul ca să-l susțină, a pus stăpânire pe toate conștiințele și cine nu se supune afară. Sau va fi mobilizat și trimis pe linia întâia. Asta e și e bine să te gândești dacă îți place sau nu că te-am salvat sau ai de gând să pleci din presă și să te dai la fund, să te întorci îndărât la țară de unde ai venit. Ștefan se făcuse palid. Dar patronul murmură el. Ce e cu patronul? El scrie la fel ca înainte. Și tu ești patron? Se înfurie Nichi. Da. Iată așadar ce se întâmplase. Generalul și nu nenorocitul de cancea îi mutilase scrisul ca să-i facă lui o figură din invidie. Generalul el însuși imprimase presei acest stil de un mesianism găunos și legionaroid. Toamne Dumnezeule, ce era de făcut? Dacă n-ar fi luchii, m-aș duce cu sufletul ușurat în atelierele lui Paraschiv sau mai bine înapoi la țară, până o muri acest general, nu o trăi cât lumea. Nu sunt de 40 de ani ca să nu pot să aștept. Luchi îl prinse pe Ștefan în luminile ochilor ei. Ei, parcă îl întreba, și acum ce ai de gând? Curaj, voi fi alături de tine orice ai face. Dar Ștefan parcă nu-și mai putea descleșta fălcile. Cum să se întoarcă înapoi la țară? Și Luchi? Cum o putea părăsi? Își reveni și cu o voce abia auzită, răgușită de deprimare, zise. Și ultimele reportaje pe care le-am adus? Ultimele reportaje pe care le-ai adus? strigă Nichi. Zic că nu le-ai mai adus. Îi spui patronului că ești șocat și că trebuie să te internezi într-un spital, ceea ce e și adevărat. Mi-a povestit Lucky și văd și eu cu ochii mei. Nichi, reluă Ștefan, pot să rămân la ziar ca secretar de redacție? Pentru multă vreme, da, ai scris, patronul nu mai are nimic cu tine. Dar dacă o să-și ceară într-o zi să pleci iar pe front sau să scrii un normativ, atunci nu mai e nimic de făcut. Trebuie să te decizi. Așa e acum presa. Rămâi în ea, pleci singur și numai pe răspunderea ta poți lua o hotărâre. Însă, cum ți-am spus, poți fi multă vreme liniștit. Acum e rândul altora, poate al meu. Trecura la masă. Nichi arăta mai departe înstrăinat. Un fel de răceală necruțătoare se instalase în ființa lui. Într-un timp uluitor de scurt, nici cinci luni, Personalitatea lui fusese parcă ucisă. Inteligența lui, care nu strălucise niciodată, dar pe care îți făcea plăcere să o simți totuși prezentă, sub înfățișarea lui Bonomă, ai fi zis că murise, și locul ei fusese luat de un singur gând pe care el și-l însușise și nu mai putea avea altul: supunere. Sub amenințare, el alesese și ce era rău încetase orice luptă, adică nu mai păstrase în conștiința sa niciun teritoriu de rezervă, unde măcar acasă, în intimitate sau în fața unui prieten să se refugieze. Iată-l! Acum tăcea, ca și când i-ar fi purtat lui Ștefan pică pentru binele pe care îl făcuse. În zadar încercă Ștefan să-l învioreze, să-l facă să-i spună ce noutăți au mai auzit la radioascultare. Și dacă într-adevăr succesele nemților sunt adevărate și nu cumva rușii se retrag ca pe vremea războiului cu Napoleon, ca să-i atragă în imensitatea spațiului lor și să-i poată abia după aceea nimicii total. Istoria nu se repetă, zise Nichi aproape brutal. Nu intrăm în iarnă și Rusia va fi învinsă. Din contră, englezii confirmă pierderile catastrofale ale rușilor în oameni și material de război. Nu e vorba de nicio retragere. Ar fi ceva dacă s-ar retrage. Am putea presupune o strategie generală bazată pe experiența războiului cu Napoleon, dar cu știa să-și ferească soldații, în timp ce acum Stalin a fost luat prin surprindere și cad prizoniere armate întregi. Ștefan îl asculta și în mod bizar îi venea să râdă. Da, iată, se tâmpise Nichi. Parcă era și el șocat, deși, pe lângă urechile lui, nu șuierase niciun glonț. Vorbea ca un papagal. Nichi, dar unde e faimoasa prăbușirea a regimului bolșevic ca urmare a atacului german? Războiul continuă totuși și niciun rus nu s-a răsculat. Mai e timp, zise Nichi, și vezi, adăugă el, parcă amenințător, ți-o spun o singură dată, fii atent ce vorbești și cu cine. Dar ce dracu e cu tine? Nici de vorbit între noi nu mai putem vorbi? Fii foarte atent! Se mulțumi Nichi să repete și se sculă de la masă și își lua la revedere. Zise că avea o întâlnire. Luchi se uită la Ștefan cu o privire care confirma spusele fratelui ei. Da, Ștefane, zise ea, așa este, fii atent ce vorbești ai să vezi pe zidurile orașului afișe pe care scrie Cine limbă lungă are, cinci ani va săpa la sare. Da, parcă îi răspunse și el din priviri, dar asta nu înseamnă să renunți în tine însuți să gândești, să te ferești, dar să nu te supui în sinea ta, cum văd că s-a întâmplat cu Nichi. Va să zică, abia a trecut un an și puterea i-a și luat generalului mințile, zise Ștefan. De ce? zise Luchi. Cum poți să guvernezi amenințând în felul ăsta oamenii? Chiar și o dictatură are nevoie de sprijinul populației. Altfel, la prima ocazie care se va ivi, dictatorul va fi spânzurat de un stâlp de mulțimea înfuriată. Ne-a scăpat de legionari, da, l-am aprobat. Am avut chiar încredere că va exercita o dictatură înțeleaptă. Primul meu articol, datorită căruia am fost angajat, dar pe care patronul nu l-a publicat, se intitula Dacă ar ști generalul. Cu alte cuvinte, așteptam de la el să-i reprime pe legionari. Și acum le preia metodele. Da, Ștefane zise Luchi. Trăim timpuri grele. Bine că te-ai întors relativ sănătos. Asta e adevărat, zise el. Dar era mereu vesel. Aceste revelații, după ce îl zdruncinaseră, nu mai aveau acum nicio putere asupra spiritului său. Faptul că întreaga populație era amenințată cu ocna parcă ușura povara vinii sale de a rămâne angajat într-o presă care nu mai era a opiniei publice, ci a unui singur om, care și impuneau gândirea lui obtuză și voința lui brutală asupra ei. Parcă singură presa se supunea. Zeul războiului, silea și pe muncitor să fabrice gloanțe și obuze, pe intelectual să îmbrace uniforma de ofițer de rezervă și să părăsească liceele și școlile, pe țăran să trimită în foc pe cei mai buni fiai săi, iar generalul era instrumentul orb care agrava zelos nenorocirea generală. Ștefan, singur cu fata iubită, nu mai avea niciun alt gând sau sentiment, afară de bătaia inimii pentru ea. Totul trecea în urmă. Imaginile acelor băieți care mureau lângă el în tranșee, cu un singur gest, brațul țâșnind fulgerător, să apere prea târziu ochii, sau un singur geamăt în care se auzea numele mamei sau al soției zilele nesfârșite în care înaintau prin ploaie și arșiță și nopțile cu cer înstelat, că nu era săgetat de gloanțe trasoare sau luminat de rachete orbitoare verzi și roșii, semnale de atac, de prezență sau de înaintare. Și rușețeanu, acest general îngândurat, care se purtase bine cu el și care își găsise moartea, împreună cu statul său major, tocmai când misiunea sa se încheiase. O senzație copleșitoare de fericire îl stăpânea. Îl simțea inima grea, ca și când ar fi fost nenorocit. Avea inima plină, parcă da pe deasupra. Se ridicaseră și trecură în hol. Luchii ieșise, și în curând se întoarse cu cafele. Puse ușor ceștile negre pe măsuță. Ștefan îi îmbrățișă picioarele și îi strânse genunchii de obraji. Îl îmbătă mirosul rochiei, proaspăt, curat, parcă parfumat cu ceva fără nume. Poate chiar mirosul bumbacului verde din care fusese făcută, reînviat sub arsura fierului de călcat. Ea îi puse mâna pe cap, dar nu-l mângâie. A avut doar un gest de împingere pe care îl explică în aceeași clipă. S-ar zice că mă iubești. El nici nu a auzit. Îi sărută cu patimă genunchii acoperiți murmurând. Luchi, te iubesc atât de mult încât nici nu mă mai gândesc la tine. Așa cum câteodată nici nu ne mai gândim că există soare pe cer. Știm că e și că el E viața noastră, și dacă și eu nu m-aș gândi la tine și a zice că e soarele meu, cine s-ar mai gândi? Ce-am face, Ștefane? Cum ai putut tu, patru luni de zile, să nu-mi scrii un rând? Trebuie să-mi explici. Cred că ești conștient că am nevoie de o explicație din partea ta. El se reașeză. Izbucni în râs. Nu-i păsa. N-avea nicio explicație de dat. Crezi că e firesc să nu te gândești nicio clipă la ființa pe care zici că o iubești atât de mult timp? Reluă fata, cu privirea sticlind, nu de dorința de a avea o revelație care să infirme logica ei neclintită, ci pur și simplu de a ști cum era cu putință faptul imaginea cu soarele, adăugă ea, șchioapătă ca orice imagine. Nu ne e indiferent de pildă când ne trezim dimineața, dacă el este sau nu pe cer. Îl căutăm aproape tot timpul. Nu-l uităm. Cum pretinzi tu când nu e el, sunt norii care ne plouă sau zăpada care ne ninge? Caut altceva. Ștefan se poțomorâ. Ce avea cu el fata asta? O iubea, se simțea fericit. Ce vroia de la el? Cum să-i explice dacă nici el nu știa? Știa ființa lui, care trăise în tot timpul acesta, când o uitase pe ea, pe Luchi, în apropierea morții, dar nu știa mintea lui. Nu putea să scoată un cuvânt despre ceea ce văzuse acolo. Să-i spună că tremurase la primul atac și că la al doilea tremurul nu încetase? Că de atâta spaimă începuse să dorească să-l lovească un glonț? Și că abia după ce a apărut această stranie dorință începuse să semene cu soldații și ofițerii? Să râdă sub bătaia mitralierelor, să înjure, să fie adică gata să moară cu râsul pe buze sau scoțând o crâncenă în jurătură? să asculte bubuitul artileriei dezlănțuite care îl făcea să se chircească și să se țină cu mâinile de burtă, cum mai asculta tunetul norilor sub o ucigătoare furtună care te putea nimici și amesteca cu pământul, că era prea mult pentru ființa lui să se obișnuiască cu moartea, să învețe, adică să trăiască cu ea, ceea ce însemna să tragă la sorți cu cei care după un asalt n-aveau să se mai ridice de la pământ, și în același timp bătaia înfricoșată a inimii lui să nu uite pe ea, fata iubită. Trebuie multă vreme, zise el. Până încep să redevin normal, acolo unde moartea seceră în jurul tău, sub lumina soarelui și sub cerul frumos și senin. Trebuie să recunosc că acești băieți de la țară, poate și pentru că au făcut armata, mi erau superiori. Ai se moare, măi, frate, îmi spuneau. Du-te la postul de comandă al regimentului, stai cu domn major, aici nu e de tine. Stăteam. Cum puteam să plec? Și nu trecea mult și îmi în capul în pământ. Întra în tranșee, prins de groază. Se trăgea în mine, îmi dădeam seama că cineva vrea să mă omoare și scormoneam ca o cârtiță în peretele moale al tranșei să scap. Scăpam, dar cât timp? Mă întrebam. O lună și ceva am avut febră. Un gronte mi-a smuls mușchi omoplatului. Când ai febră, nu mai ești normal. Bun, reluat fata, cu o voce șoptită, implacabilă. Pe urmă, febrația a trecut și te-ai obișnuit și cu moartea din moment ce ai putut gândi liniștit și scrie reportajele tale. Alături de ele, poate chiar în același plic, puteai să-mi trimiți câteva rânduri. Dragă Luchy, Mă gândesc la tine, mie dor de tine. Abia aștept să te revăd. Războiul e greu. Iartă-mă că nu pot să scriu mai mult. Dar aia e. Că nu te gândeai la mine, că nu ți era dor, că nu murei de nerăbdare să mă revezi. Mă întreb de ce. Se miră ea. Nu era nimic catastrofic în mirarea ei, dar era mai rău. Se mira. Nu înțelegea. Catastrofă putea fi, de pildă, dacă ar fi înțeles. Nu fusese prezentă în ființa lui, deci nu o iubea. Nu era însă asta. Știa că exista iubire. Dar ce fel de iubire? Și sufletul ei nu avea destulă putere să poată răspunde în locul lui la această întrebare o lungă tăcere se așternu între ei el arăta turburat fericirea care îi inundase până atunci chipul se umbrise zvâgnetul umărului său devenise parcă mai violent ca și grimasa care îi trăgea colțul gurii însoțind instantaneu spasmul umărului. El nu auzi că soneria zbârnâise și nu înțelese de ce fata se ridicase. Apoi auzi voci întreu, sărut mâinile, deranjez, nu, deloc, intră Mihai. Și numitul Mihai pătrunse în hol. Era doctorul Spurcaciu. Ștefan îl văzu și citi pe chipul acestuia imensa uimire care îl stăpânea pe el însuși. Ce căuta ăsta aici? Aceeași întrebare se citea în privirea albită a doctorului Spurcaciu, care luă loc foarte decis în fotoliu și deodată rosti. Ia ascultă-mă, ce cauți tu la logotnica mea? Te-am mai văzut odată la Revelion, dansând cu ea și hlizindu-te ca un tâmpit fără să-ți dai seama că ea nu avea pentru tine decât dispreț. Ce tot îi dai târcoale? Profiți de faptul că noi suntem oameni civilizați și te primim în mijlocul nostru și nu-ți zicem ieși afară ca tu să tot revii să te dai la fetele noastre crezând că ești tot la țară, să le chem la gard ei bine, cu tine eu nu o să mai fiu chiar așa de civilizat și nu numai că nu o să te poftesc politicos să închizi ușa pe din afară, ci chiar o să zic, ieși afară, ieși imediat. Ștefan nu se mișcă. Uluită fata se uita la doctorul Spurcaciu fascinată de imprevizibil. Ce era cu el? Ce zisese? Cine-i dădea dreptul? Așadar, continua să o iubească tot atât de mult ca o dinioară. Se credea tot atât de apropiat de ea ca la început, încât se arunca acum în luptă ca un disperat, cu ultimele mișloace. Mihai! strică ea. Doctorul Spurcaciu însă era surd. Stăpân pe sine, în prada unei voințe aproape halucinante de a-și strivi adversarul, nu-l slăbea pe Ștefan din priviri, cu care îl paralizase atât de total cât ai fi zis că acesta nici măcar nu mai răsuflă. Ai o mutră de parcă ai vrea să-i spui lui Luchi că te mir de ceea ce ți se întâmplă, continuă el. Miră-te, Miră și de unde te cunosc, nu de la Luchi. Vă cunosc pe toți din facultate. Le culte hă. Nu știți decât să rânjiți cu dinții voștri lați, plini de mămăligă și să trageți sfori. Vă luați examenele vânzând perechi de boi ca să compromiteți toate profesiunile nobile. Medicina, arhitectura, învățământul. De fiecare dată când orașele înfloresc, dați năvală, le luați cu asalt. Căutați drumurile de intrare cele mai potrivite și atacați direct în familiile noastre și toată civilizația cetății se degradează. Suntem din nou aduși la barbarie și din nou trebuie să o luăm de la cap. Intelectualmente sunteți incapabili. Aveți limba groasă și până vă emancipați, vă trebuie două, trei generații. În ce mă privește, vă detest. Voi nu sunteți adevărații țărani care au dat atâtea valori adevărații țărani nu arată așa ca tine, încolțit și incapabil să mai scoți un cuvânt așa cum arăți tu în clipa de față. Un adevărat țăran s-ar fi ridicat imediat și demn, ar fi părăsit imediat scena. Ce mai aștepți? Afară! Dar nu numai Ștefan nu mai putea scoate un cuvânt, ci și Luchi. Ăsta era doctorul Spurcaciu liniștitul ei prieten. Liniștit arăta și acum, dar fondul ieșirii lui era fără îndoială isteroid. Ridica vocea, poruncea în casa ei, se lega acum de înfățișarea fizică a lui Ștefan, formulând epitete medicale jignitoare, apoi trecu la zoologie. Era plin de vervă, și avea o precizie logică în exprimare uimitoare pentru un om sub starea în care se afla el în acele clipe. Îl făcea pe Ștefan Batracian, bărzoi stupid, găină plouată, repetent la examene, parvenit nerușinat, i-a citit idiotele lui reportaje, s-a șters pe urmă undeva cu ele, legionar deghizat, schelet rânjind, cum face acum, bun de pus în fața studenților și studiat ca exemplu de acromegalie și distrofia tuturor membrelor și organelor, de la nas și labele picioarelor până la cele intime. Câine otânjit, prins cu botul în oala cu lapte, potaie flocăită în lupta pentru un os aruncat cu disprez de stăpânul lui, marele șantajist al presei, la așa stăpân, așa câine. Mihai! strigă Luchi din nou. Ce e cu tine? Și glasul ei i se părul lui Ștefan plin de tandrețe. Și deodată buimăcea la -i pieri și înțelese. În lipsa lui, Luchi îl părăsise. Altfel cum și-ar fi permis doctorul Spurcaciu să-i vorbească astfel dacă între ei doi nu s-ar fi luat hotărâri decisive. Răceala ei de mai înainte, întrebările insistente, neînțelegerea cu care îi întâmpinase sosirea, brusc sări în picioare. Fata îi aruncă o privire îngrozită. Ștefane, nu sări la bătaie!" strigă ea. Dar el nu vrusese să sară la bătaie, ci să plece. Totul era pierdut. Să nu sară la bătaie. Îi fusese deci frică lui Luchi, să nu fie lovit omul pe care ea îl iubea de către el, Ștefan, care era străin. Luchi, Luchi, gândea el fugind, credea doar că fuge, fără să-și dea seama că mersul său era rar și aproape împleticit. Niciodată, Luchi, nu o să te mai iubească cineva ca mine? Adio, totul s-a sfârșit. Și merse în neștire, ore întregi, rătăcind pe străzi, cu sufletul gol, în orașul inundat de lumina blândă a soarelui de octombrie. În urma lui, Luchi revenindu-și îi spuse doctorului Spurcaciu. Am uitat că ești un om nesigur. Inspir siguranță, dar în realitate nu e nimic sigur în tine. Nu știu de ce, nu mi-a ajuns experiența la care ne-a supus pe amândoi Adrian și am încercat să mă apropiar de tine. M-ai făcut să plătesc cu această scenă prietenia reală pe care ți-o purtam. Eu am greșit că am acceptat să mă întâlnesc cu amândoi, când cu unul, când cu altul. Nu mai lăsat să aleg. Nu știu ce o să mai fie, dar la tine renunț. Nu-mi pare rău. Îl iubești? Știu că nu-l iubești, zise doctorul Spurcaciu, aproape indignat. Frumoșii ei ochi sticliră. Pleacă. Îi zise. Și nu era în glasul ei nicio simpatie pentru el. Brusc împovărat, tânărul se înconvoie. Grumazul îi se frânse. Amuții. Când își ridică din nou privirea, văzu că era singur, fata nu mai era acolo. Plecă și el ca și Ștefan și ieși pe străzi cu mersul nesigur, dar cu o înfățișare îndrăjită. Se vedea că starea în care l-aruncase întâlnirea cu rivalul său nu-i trecea și că era de lungă durată. Orașul continuă să strălucească sub lumina soarelui de toamnă. Dragii mei, atât a fost. Delirul s-a terminat din păcate după volumul întâi a apărut în anul 1975, s-a epuizat foarte repede și din păcate Marin Preda nu a mai avut timp să scrie și al doilea volum. În anul 1980 deja îi apare romanul Cel mai iubit dintre pământeni, care așa după cum știm noi cei născuți în secolul trecut a fost doar câteva săptămâni pe piață, fiind retrasă apoi din toate bibliotecile publice din cele universitare și din cele școlare, dar și din toate librăriile. Trebuie să vă spun că eu l-am citit uh, prin 1985 când circula pe sub mână într-o formă dactilografiată. Pur și simplu erau niște coli uh, capsate într-o mapă și a circulat la locul de muncă pe care l-aveam în vremea respectivă din coleg în coleg și așa l-am putut citi cu toții. Dar Marin Preda a murit în mai 1980. Împrejurările morții sale nu sunt elucidate în totalitate nici acum, și, din păcate, delirul nu l-a mai continuat. Cred că am înțeles cu toții că Ștefan alu parizianu este, de fapt, un alter ego al lui Marin Preda, care a participat între 1943 și 1945 la cel de-al doilea război mondial. A luptat pe front. Acestea fiind spuse, cu regret că nu vom ști niciodată ce evoluție au avut personajele din acest minunat roman, ne despărțim de ele în acest fel. Vă mulțumesc fiindcă ați ascultat acest audiobook și vă aștept în continuare să-mi faceți onoarea de a-mi asculta producțiile audio pe care le voi posta în viitor. Vă mulțumesc!